1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Dragostea este îndelung răbdătoare. Dragostea este răbdătoare. Lumea de acum este plină de oameni nerăbdători. Se pare că fiecare se grăbește. Nivelul de stres este foarte crescut, iar presiunea sub care trăim ne provoacă adesea să devenim nerăbdători. Creștinii au parte de aceeași presiune ca toți ceilalți, așa că adesea suntem la fel de nerăbdători ca restul lumii, dar nu ar trebui să fim. Biblia ne învață că dragostea este răbdătoare. Cu cât mai mult învățăm să primim dragostea lui Dumnezeu, să-L iubim și noi la rândul nostru, dar și să iubim pe cei din jurul nostru, cu atât mai răbdători devenim. Această răbdare ne ajută să trăim în pace. Nu suntem mereu grăbiți. Ne facem timp să așteptăm ca Dumnezeu să acționeze și să avem părtășie cu El. Din dragoste, Dumnezeu are răbdare cu noi. Deci și noi trebuie să avem răbdare cu ceilalți oameni. Atunci când viața îți stă sub semnul iubirii, nu numai că vei fi răbdător cu alți oameni, ci vei fi răbdător și cu tine însuți. Atunci când greșești, în loc să te superi pe tine însuți din această cauză, te vei putea căi și vei putea rămâne liniștit. Vei înțelege că Dumnezeu lucrează ca să corecteze greșelile din viața ta, iar tu vei avea încredere răbdător că El își va face partea. Răbdarea este o virtute minunată care se poate dezvolta în viața ta, dar pentru asta trebuie să te apropii de Dumnezeu încrezându-te în El în fiecare zi. Cu cât mai mult te apropii de Domnul, cu atât mai ușor îți va fi să lași deoparte frustrările provocate de lume. Vei descoperi o stare profundă de liniște și de pace, pentru că Dumnezeu este centrul vieții tale. Când înveți să răspunzi cu răbdare, când treci prin tot felul de încercări, vei vedea că vei avea o viață de care te vei putea bucura pe deplin.